Stranger in the Night. Hristos a mea, dragii mei. Incredibil, nu? Aia, dar adevărat. Suntem la rubrica incredibil, dar adevărat. Suntem împreună într-o zi de marți, marți de dimineață. Povestim marți, evident, 14 aprilie, anul de grație 2015. Povestim despre ce s-a mai întâmplat în perioada sărbătorilor pascale, dacă s-a întâmplat ceva, în afară de, nu știu, urgențe, am mâncat prea mult, accidente, chestii de astea așa. Sau, mă rog, ce am făcut de slujba de înviere, dacă a venit lumina harică, cum a venit, cine a dus-o, cum a ajuns, a ajuns sau nu a ajuns, toate astea le încercăm să le povestim de dimineață împreună cu dumneavoastră. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Da, spuneam de dimineață un pic cu vremea, oarecum așa, mai răcoroasă astăzi, habar n-am de ce, dar cred că să ne mai revenim așa după festinul de sărbători, festinul pascal, pentru că nu poate să fie o sărbătoare, că fie ea, deci importantă, mă refer, creștină, importantă, Paști sau Crăciun, să n-ai frigidierul și masa plină. Mai dacă n-ai așa ceva, nu de grăim de suflet, obligatoriu trebuie și plin. Și, deci chiar toată lumea ne-am descurcat, că am trecut și noi așa un pic, să ne facem evident, să ne încadrăm și noi în zona asta și era plin. Toată lumea împingea cărucioare, era concursul de împins căruciorul, care evident, înaintea concursului, dă luat bon, adică bani pe bon fiscal, dar vă povestesc imediat. E un concurs foarte interesant și ăla, un fel de ruletă, da? Un fel de ruletă așa, și învingătorul este the winner is ca la Oscar, știi? Sper că extragerea de ieri de la televizată de televiziunea română a fost corect organizată. Nu ne trezim peste 10-15 ani să spună cineva că nu știu ce autorizații de organizare a jocurilor de noroc nu a fost eliberată. Asta răutate, către... Eu mă dezic de așa ceva, nu, dar nimic, totul în țara asta funcționează. Totul e legal, nu? Totul e legal, absolut totul. În țara asta nu este nimic ilegal ca să ne înspăimânte oarecum. Nici măcar vremea. De vreme spuneam că e cu potrivit vremurilor, așa, adică astăzi o să fie un picuț mai răcoros decât cum a fost în ultimile zile. Chiar a fost frumos, am avut parte de sărbători pascale luminate, inclusiv de bunul Dumnezeu, adică pe lângă lumina harică ne-a mai dat și soare, am avut și căldură, a fost chiar frumos. Ne-am adus aminte că totuși este primăvară. Că a fost într-o joi, că a fost într-o luni, marți și miercuri, nu, dar mă rog, a fost ceva. A fost ceva căldurică, astăzi se mai răcește un pic, că de dimineață erau 5 grade, sau încă sunt 5 grade, maxima o să urce până pe la 11 grade astăzi, minima în jur de 6 grade, ambele cu plus din fericire. Va fi, că se putea întâmpla orice, diferența de foarte mare, de vreo 90 grade între ce a fost în zilele trecute, ieri și alaltă ieri, vorbesc de maximă și ce se întâmplă acum, de asta atunci când vorbim de noi și de corpul uman și de imunitate și de ce ni se întâmplă nouă, ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Diferențele, să știți că pot fi foarte mari între unii și alții. Situații. Deci nu ar fi și diferențe așa de mare. De ce nu și vremea? De temperatură. De ce, dacă la urma trebuie dacă să între reflecte, oameni se poate, nu? De ce nu s-ar putea? Sigur. Asta am zis și de ce nu? Dacă oamenii pot, poate, creatorul. Poate că e mai mult. Dacă nu poate, da, dacă oamenii poate, adică creatorul care poate. E singur, el nu poate. Sigur. El nu pot, ce da. Să mai. Adică poate, sigur că da. Avem astăzi și ziare. Mă rog. Avem unul de astăzi. Și mai avem de pe sâmbătă, duminică, dar discutăm, povestim să vedeți ce s-a mai întâmplat. Știrea de maxim interes a fost cea cu loteria fiscală. Florin bine a remarcat faptul că trebuie să ne gândim la legalitate. De ce? Pentru că la loteria aia cu 6 din 49, 5 din 40, loze în plic și așa mai departe. De companie care, în general, da? Au o problemă pe următorii ani, pentru că toți directorii de acolo sunt anchetați. Am văzut chiar o demisie, mi se pare, dacă nu săptămâna trecută, o demisie în zona asta, în zona directorului la loterie a plecat. Managerul actual sau managerul da, în funcție. A plecat din funcție. Deci și toți ceilalți manageri puși sub urmărire, acuzare, ceva da, de genul ăsta. Am aflat într-o dată că, nu știu dacă cei care mai intră prin asemenea stabilimente, au văzut în ultimii ani că apăreau acele numite păcănele. Dacă în România au un regim special, nu oricine poate să aducă asemenea jocuri de noroc, fiind considerate jocuri de noroc, sunt supuse unei fiscalizări separate, mult mai mari, să spunem așa. Ei, aflăm acum, după mulți ani, că cei care păreau a avea monopol în această zonă, respectiv Loteria Națională, de fapt nu avea autorizațiile necesare pentru a pune în funcțiune asemenea mașini. În principiu era simplu. Ceilalți ar fi trebuit să aibă și aveau, ei nu.
Cam așa ceva, cam așa se întâmplă. Nu știu, din câte știu eu, este totuși o companie supravegheată atent de Ministerul de Finanțe direct, nu? Sigur, sigur. Acolo, ei, într-adevăr, managerul se numește de câte cu toate problemele care au apărut la loteria română, vedem că statul român capitalist prin Ministerul de Finanțe acordă credit maxim aceleiași companii care să organizeze de această dată... Aceeași companie de stat. Statul capitalist dă credit aceeași companie de stat. Deci nu e... Așa dă credit acestei societăți, acestei companii să organizeze o altă loterie, să-i spunem, cea a bonurilor fiscale. Loterie care are... O altă șmenuială. O altă șmenuială, ca să spun așa, da. Așa. Vom vedea, așteptăm cu mare interes în următorii ani... Dacă... rezultatul acestei loterii, pentru că până la urmă loteria așa se propune ce? Să facă din noi toți, să facă agenția NAF. Agenția NAF. Că practic asta se întâmplă. Fapt, noi suntem cei care trebuie să cerem bon, să luăm bonurile, să facem scandal, să ne batem și așa mai departe. E un fel de bingo. Da, e un fel de bingo, numai că este atent supravegheat de către... La același lucru mă gândeam la etapa de romantică a capitalismului românesc, când toată lumea spera să câștige la bingo, la loto, sau mai știu eu la ce fel de jocuri de noroc, Caritasul și așa mai departe. Uitând, de fapt, sau îndepărtându-se de activitățile normale într-o asemenea societate. Nimeni nu spune nimic că ar trebui să mergem să mai muncim, nimeni nu spune nimic că ar trebui să mai facem anumite lucruri, dacă am avea unde și cum și așa mai departe. Tocmai, deci, ca să poți munci, ar trebui să ai un loc de muncă. Important e să avem iluzia unui câștig imediat, foarte mare. Adică, pe principiu, stai ceva de genul relaxat, la acasă, televizor, la televizor. Deci, bă, dar nu mergi la muncă, du-te, bă, puii mei, cu munca ta, cu tot, bă. Acum iau de la loterie, dacă nu iau de la NAF, iau de la bingo, bă, dacă nu iau de la bingo, iau de la 6 din 49, dacă nu iau la 6 din 49, iau la 5 din 49, dacă nu iau la 5 din 49, bă, iau măcar la un loz în plic, bă. Și ce mai trebuie, muncă? Nu mai trebuie. Pe principiu, bun, în aceeași măsură, muncesc unde? Ca să zic așa, adică unde prășesc? Probabil observând și rezultatele loteriei fiscale de ieri, vom avea o nouă meserie, cea de, să spunem, de căutător de bonuri, în sensul că văzând că sunt și valori mici acolo, începem așa, am venit să cumpărăm un pachet de țigări, dați-mi un bon. Mai vreau, nu știu, 2 bomboane și 3 biscuiți, alt bon. Și bineînțeles, pentru ca această chestie să funcționeze, loteria va investi bani. Să facă, să-și ia softuri, computere, programe și așa mai departe. Și bineînțeles, cineva gen Siveco sau eu știu cine altă companie va fi acolo pregătită ca să ia, evident, fructe din banul românilor. Dar apropo de locuri de muncă și de ce găsești acum pe piață, un banc care mi-a tras atenția, ci cu un dialog la, vă spun despre un dialog de la agenția, de la Ajof, ca să spun așa, de ocupare a forței de muncă. Bună ziua, bună ziua, vreau și eu un loc de muncă, îi spune un tip unei tipe acolo, ce da, avem ceva foarte bine plătit, dar e cam mult de lucru, nu mulțumesc, zice, dacă am bani mă apuc de băutură, nu vreau altceva, vă rog, o altă ofertă. Avem și un loc în care nu prea aveți de muncă, dar e prost plătit, zice, nici acolo nu sunt chiar foarte mulțumit, zice, pentru că iar fac rost de bani și îi dau pe băutură în timpul pe care nu-l muncesc, oricum mă ating de băutură. Mai întrebam, mai aveți ceva, ce mai avem, ce că undeva un loc de muncă, aveți un loc de muncă în care să muncesc toată ziua și să fiu prost plătit, zice, vă rog să-mi iertați, domnul, căutați în altă parte, nu aveți studii superioare. Dacă le aveți, era treaba în regulă, așa, dacă nu le aveți, ce? Vedem, de ce am spus toată povestea asta, pentru că vezi, la locurile de muncă e ceva de genul, angajăm, nu dezvoltă nimeni subiectul. Că în perioada asta se angajează evident la munca necalificată în cea mai mare parte sau evident undeva pe la studii medice care sunt prea calificați, pe principiu ești mult prea calificat, n-am de unde, nu mergem în zona privată, poate să facă ceea ce poate să facă, la stat nu merge, că e treaba aia, e cu ecuația aia, știi, cu lucratul, că nu găsești, că n-ai, că locul, că unul plecat, unul venit și așa mai departe. Deci cu toate astea am văzut, trebuie să recunosc că în săptămânalul de Rădăuți am văzut informația că avem un habemus papa. A ieșit de la Consiliul Județean fumul alb. N-ați fost atenți în perioada asta, pentru că ne uitam toți la... așteptam lumina Hari, că era Paștele și așa mai departe. Ne uitam să vedem dacă așa a ieșit fumul alb de acolo. Avem un administrator public
știți foarte bine, Rădăuțeancă, nu, la grămeara Login, a plecat de acolo din motive personale, eu am să fac eu, deci... Motive medicale. Motive medicale, mai degrabă, nu? Așa cel puțin. Motive medicale, de altfel, am înțeles, a rămas în continuare consilier economic în cadrul Consiliului Județean, fiind în concediu medical în momentul de fapt. Alături de... A întărit echipa de consiliere acolo, e o echipă foarte puternică, din care face parte și doamna Boliacu, dacă nu mă înșel, nu? Din partea asta, tot pe probleme economice. Vedeți, probleme economice tot rădăuți. Tot rădăuți, clar, nu, dar asta de asta merge, merge lucrurile atât de bine, ca să zic așa. Adică merge extraordinar. Se învârt investițiile, bani este, primăriile cele 61 nu sunt în colaps, alea știți din utilități și mediul la standarde decât europene. Deci totul e sub control. A spus proiectul nulități și mediu? Utilități și mediu, da. Furtișaguri și mediul la standarde europene. Deci cam așa ceva. Proiectul ăla care a nenorocit tot ce înseamnă administrații, fie ele mici, mari, comunale, roșenești, municipale, nici nu mai contează. Totul este foarte bine acolo. Totul mi s-a explicat că de fapt am greșit. Totul e foarte bine. Da, să știți, e foarte și povestea, bine. Spre exemplu, cu cumpărul... Știi ce e foarte interesant? Mă gândeam. Deci, fete, e de așa, de gândit. Deci, de gândit. Din totdeauna, pardon, bă, asta e de la PASC, cred, sau de la UAU. Din totdeauna, mă rog, de când funcționează acest proiect, prin 2004, au fost probleme cu acele rate. Bun, după perioada de grație aia de 5 ani, de nu știu ce, deci au fost probleme cu plata ratelor. Cele mai mari probleme le-a avut dintotdeauna Câmpul Moldovenesc, municipiul Câmpul Moldovenesc. Tot municipiul Câmpul Moldovenesc, sau numai la municipiul Câmpul Moldovenesc, au venit cei de la Finanțe, ANAF-ul, și a pus sechestru, a blocat conturile ca să ia banii pe care datorează la acest proiect utilități și mediu. Numai la Câmpul Moldovenesc, în condițiile în care sunt o grămadă de alte primării care tot așa n-au plătit, dar tot de astea s-au plecat numai la Câmpul Moldovenesc. Întrebarea este... Vor plăti, dacă... Ei au spus că vor plăti și Câmpul Moldovenesc a spus că nu. Și n-aveau nici bani. Păi... E foarte interesant. Deci sunt 61 de administrații în toată povestea asta. Da. Și măsura de sechestru și de a lua banii și a blocat conturile s-a aplicat la una singură. Aia la alte 60 nu. Nu că aș avea neapărat să le dau sugestia asta de la ANAF să o aplice. Dar stau și mă întreb. Dar totuși, rău, nu? De ce? Nu? E pe așa puterea exemplului pe principiu, băi, deci, uite la Câmpul Lung. Băi, le-am luat banii. Băi, dacă nu luați bani, băi, dar n-am de unde, băi, dar mă interesează. Ca pe vremea, știi, ca pe vremea faraneoților, ca pe vremurile, știi, de mult, așa că, sau pe vremea când trebuia să mergi cu tribut neapărat la Suleiman Magnificul și ăla spunea, băi, tăticu, deci ce mi-o fer mai mult ca și al care înaintea ta au fost? Băi, zice, și al care a fost înaintea mea, câți bani au dat? Băi, au dat 3 cutii de galbeni, eu dau 4. Băi, și de unii ei? De pe proști. Cum? Impozite și taxe se cheamă chestia asta. Astăzi. Atunci se chemau biruri. E aceeași treabă, că dacă mergi la țară, acum tot asta spun, știi? Și unde, ce cu asta primării? Ce mă îți plătesc birul? Nu? Cam așa și acum. Deci cam așa se întâmplă și acum. Numai că nu îl dăm mai departe, îl toacă ei între ei. Băieți, știi, îl împart. E pe principiu, băi, deci hai să stăm la masă. Bă, cât luăm de la prăjbă? Tu cât iei? Pe cifre. Tu atâta. Dar știți care e faza cea mai tare? Băieți și-au împărțit țara. Cum au vrut mușchiul lor. Au luat bănuții. I-am văzut îndurerați, smeriți, supărați pe unii din ei mergând la Mititica. Principiul la Mititica e cam așa. Ajung băieții acolo, găsesc cameră de VIP, condiții de VIP, evident pentru pușcările din România, da? Dar nu intră la comun, să spun așa. N-au probleme decât de Facebook, că-i văd băieții că scriu, că fac, că așa mai departe, adică se descurcă cu internetul și cu toate astea și cu legătura de afară, ba mai au și bașca televizor, au unul care îl scarpe în tăl, pe altul care îl scarpe în la ceafă, e pe principiu, băi, zici, trebuie să fac vreo 5, dau un exemplu, mai scriu o carte, 2, 3, 5, mai nu știu ce și mă aleg cu un an și un pic. După un an și un pic ce fac? Vin acasă. Și după aia ce fac? Banii și fetele, deci fac ce? Ce-am furat de la stat, adică recte de la noi, de la fraieri, mă duc și trăiesc ca un nabab. Unde? Unde vreau mușchiul meu, practic? Practic vorbim Tenerife, Mauritius, unde vreau eu? O formă legală de legalizare a furtișagului. A furtișagului, sigur că da. Ce fac? Își spală practic averile în felul acesta, nu? Ei își spală imaginea, știi? Pe principiu, bă, ați văzut-o pe aia, deci asta a fost bestială. L-ați văzut pe Năstase, ca să nu mai fie tot atât Adrian cel mai Năstase. Bă, deci el cu ou, știți, avea interpelarea aia că să mi se ouăle, să-i numere ouăle și așa mai departe, de la cor, nu, bă, frate. Deci a
gata, a terminat-o. Toate ouăle le-au pus într-un singur ou. Și-au făcut un ou așa, de tip Adrian Năstase, pe care, bineînțeles, l-a plasat la cornul, că nu putea să-l pun în altă parte. This is Romania. Ăștia suntem noi. Și nu se va schimba chestia asta foarte devreme. Ba din contră, din păcate. Spuneam, nu discutăm de ceea ce, ceea ce ne... Să nu, să nu închidem subiectul pe care l-ați deschis mai înainte cu cei de la... De la... la ANAF? Nu, nu. Care de, a mai trecut pe la Beciu Domnesc un an, doi, trei, în loc de cinci. Da, da, da. Chiar mă uitam în obiectivul de astăzi, dacă nu mă înșel, pe ultima pagină, aveam un titlu: în toată țara, doar 4 decizii de confiscare extinsă a verii în ultimii 3 ani. Și alea probabil că nu mai are... Da. Deci asta spune tot. Cum spuneam, merg la Metifur, merg la Metitica, fac urmea anișori, nu contează. Și cu asta basta. Am văzut o, o chestie foarte interesantă, cred că am mai spus-o și înainte de Paște. În China. În China, depinde de sumă, poți să te alegi să te... dacă bagi mâna în banul public. Dar în cel mai bun caz, în cel mai bun caz, dacă am văzut un tip, primar, nu știu ce, și s-a procopsit cu vreo 2 milioane. Și nu de yuan, yen sau ce fac eu acolo. Deci dă decât dolari. Pentru alea 2 milioane de dolari stă veșnic în detenție. Avea detenție pe viață și, bineînțeles, confiscat averea lui, neamurile, da, și așa mai departe. Da? Deci tot asta problemă, el a avut o problemă. Ei nu au cimitirile ca la noi. Și nici sacoșele nu sunt la fel de voluminoase ca la noi. Că dacă ar fi fost în România... nu ar fi fost absolut nicio problemă. Mergeai cu sacoșele, cele 2 milioane în sacoșe prin cimitir și chiar dacă te prindea, rămâneai ministru, nu erau mele. Rămâneai ministru până ce reușeai să implementezi codul fiscal. Codul fiscal. Aici codul fiscal. Deci tot suma asta de 2 milioane de culmea, la noi era și de dolari, nu era de, nu? Vedeți, noi putem mai mult. De ce putem mai mult? Pentru că avem cimitire amenajate, pentru că avem sacoșe suficient de încăpătoare și de puternice ca să țină asemenea greutăți, da? Și avem și premieri care știu să înțeleagă asemenea calități. Și a cărei familie, dragii mei, cred că a pastat uitat-o. Familia premierului este implicată în acest scandal. Păi și eu stau și mă întreb. Deci noi, mai, noi avem o poziție. Că ce că face, drege și mai departe. Bă, dacă era scandalul ăsta în curtea unui alt premier, dă culoare decât dă dreapta. Bă, stau și mă întreb, comuniștii, n-ar și dormit noaptea, ar fi bătut zi lumină, familia, făcut, drez, făcut, cumnatul premierului la Mititica, acel Herțanu, nu Merțanu, da, mă rog, pe acolo undeva, pentru câteva milioane bune. Și Mamuca, și Surioara, și nu știu cum. Deci, toți din zona premierului. Și toate astea, nu-ți dau chiar semne de întrebare? Ba, mai mult decât atât. Zicem, bă, au rămas românii în țară, au venit Paștele. Bă, zicem, mă duc undeva, avem conducători de nota 10. Au plecat băieții, noi le putem, băi, să venim sărbătorile, la noi acasă, Paștele, că-i în Bucovina, că-i pe Valea Prahove, că-i Brașov, că-i Maramureș, că-i unde, să ne promovăm, să ne scoatem, bă, de rahatul ăsta în care suntem, bă, mă refer în sensul baclavalei, da? Sensul dulciului, că de-aia venim acum. Da, să ieșim din toată porcăria asta financiară în care suntem acum, adică de greutate, așa, și să ne promovăm un picuț. Bă, și primii oameni în stat, primii oameni, ăia mai tari, da? Adică decât președintele și adică decât premierul. Își petrec sărbătorile pascale unde? Ăla, nu știu, unul primat, unul în Madeira, dacă nu mă înșel, la președinte, adică Iohannis cel groaznic. Ăsta la altul micul de respiră greu, ăsta s-a dus în America, United States of America. Dar gândiți-vă cum să stai în țara asta cu toate nevoile și toate problemele ei. Dacă e vorba de petrecere, păi unde? La Dubai, nu? Unde? La petrecere, nu aici cu doamne, de doamne, fapt, cu ținutul mănăstirilor, văzut... cu nu știu ce, cu am reușit ființitul Pime, Cătălin, Cătălin din regie. Departe. Am reușit să găsim nou filmul, filmulețul cu asfaltarea, nu? Avem șanse? Nu. Nu, am gândit, eu așa suntem noi fără șansă. Și vreau să vă arăt totuși de ce se pleacă din țara asta, știi, ai fără noroc. Problema e, Dorel fără noroc, ca să zic așa, știi, n-am noroc, ce să-i fac, dar nu le sunt multora pe plac, știi? Un filmuleț să vedeți cum se asfaltează România și dacă aici, la un moment dat, vă aduceți aminte, făceam tot felul de, făceam mișto, noi, am zis, băi, se asfaltează cu Bidineaua, cu Mistria, cu alea, se calcă în picioare, așa se execută, așa se face în realitate. N-am fost vizionari, că nu era vorba de Nostradamus,
dar suntem totuși în România. Și o să vedeți, dacă v-ați uitat pe Facebook, și mă rog, dacă prietenii știu de ce v-au și share-uit așa ceva, există un filmuleț foarte, foarte tare, foarte interesant, despre cum se face pe undeva prin Prahova. Nu că Suceava nu s-ar face așa ceva. Să vedeți cum aruncă cu lopata asfaltul, o așează un picuț cu lopata și unul bătucește așa frumos asfaltul, un picuț cu picioarele și merge mai departe. Dar știți, this is Romania. This is the land of choice. Atât de multe alegeri încât nici nu mai știm ce să facem cu ele. Da? Știți altă metodă? La Rădăuți am văzut o tehnică ceva mai avansată. Un pic. Da, era cineva cu o roabă și doi cu două lopeți. Și aveau și călcau cu roata la roabă. Asfaltul, cu roaba, răsunau. Și călcau pac, după aia, știi, cu roaba, nu? No, ca și am înțeles că era al patrulea subantreprenor pentru lucrarea. Al patrulea. Păi dar normal. Al patru. Păi dar normal. Deci, știi cum e? Se zice, se vorbește că unde o licitație există aproape că există și o dedicație și nu e muzicală. Știi? Care dă motive decât dă mamă că face, drege și așa mai departe și după aia începe așa. Piramidal. Că noi ne-am născut, bă, de parcă suntem egipteni, mă, de piramida asta de 25 de ani încoace ne facem la probleme. De parcă suntem din Egipt. Deci, piramidal merge către cine? Pac, 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 pac. Către fraier, știi? Aia se gândesc cum plesnesc, știi? Piramida invers decât piramida reală. De fapt, aia merge numai către unul. Ora așa, ora așa, tot către ăla merge. Nu, vorbeam de valoare. Da. Ca valoare putem discuta. Deci am avut și lumină harică, o să discutăm de lumină harică mai îndată un picuț, când va fi evident revista presei. Apropo de lefuri, hai să vedeți ce lefuri au băieții de la ANAF. Că e interesant așa să vedeți pentru ce vin ei. Amărăști. Spre exemplu, sunt amărășteni, vai de capul lor, în Românistan sunt, da. Dar hai să vedem, dăm câteva exemple așa, să vedeți de ce se luptă ei, spre exemplu, cu baba, infractoarea, care își permite, evazionista, care își permite să vândă lapșe, să vândă ouă, să vândă urzeși, picurate sau nu picurate, deci depinde cum găsești, deci cum așa, da? Deci cum ții norocul, ca să zic așa, deci cum se luptă ei cu evazionistul, care e reprezentat, de cum am spus eu, de cine. Ci că un inspector de la ANAF antifraudă dintr-o firmă, impune respect și trezește frica la angajați. Normal, că eu zic, bă, frate, ne închid ăștia. E clar, că de-aia vin. Președintele ANAF. E foarte interesant. Domnul ăla cu hotelul sau? Domnul ăla cu hotelul la care cu... Adică ia cafeaua, na cafeaua, uite, bonul nu e bonul. Era un fel, dar el acolo lucrează Iosefini, ăsta tânărul, ăsta micu. Lucrează Iosefini, din cauza lui se întâmplă toată povestea asta. Că a venit Iosefini, i-a dat, Iosefini a servit la masă pe ziarist cu cafeaua și așa, i-a dat bonul și l-a palmat bonul, înțelegi? Deci tot atunci, pac, pac, era, știi? Nu că nu s-a emis, cum să, adică la șeful ANAF se întâmplă așa șeful. Dar să ziaristul a fost vinovat de acolo, pentru că a ieșit fără bon din magazin. Păi, Iosefini fără bon și nici nu a cerut bon. Iosefini, duhurile, spiritele sau, știi? Să știți, ANAF ar trebui să sancționeze dur acest ziarist. Cum să bei o cafea și să nu iei bon, să nu ceri bonul și să nu sesizezi ANAF. Păi asta e culmea. Ar trebui ziaristul la pușcărie. N-a avut spirit civic, păi, ca să zic vorbim așa. Dacă avea colegul nostru din ziaristică, dacă avea el ce? Dacă avea acel bonuleț, să scria la ce? Uite aici, bonurile câștigătoare la prima tragere a loteriei bonurilor fiscale sunt cele din 7 februarie, în valoare de 6 lei. Deci, ce faci acum? Ce facem acum noi? Deci, de oriunde pleci, la orice chestie o faci, iei un bon fiscal, pe care, bineînțeles, îi pui într-o sacoșă, care într-un selamână se transformă în sac, eventual în saș. Îi pui pe luni, pe acasă, frumușel, cu bonulețul, îți iei hârtie A3, ca A4 cam mică, și începi frumușel, îți iei un lipiș, știi? Cu tot, cu lipișul tot cumpărat cu bon. Și începi să pui bonulețul. Și îți scrie 1, 0 cât o fi, da? 1 martie, plac! Și ai cumpărat din 1 martie prostaleului. A luat lulele, sușele, pâniță și așa mai departe. Le pui bonurile pe 1, pe 2 martie, pe 3 martie, bă, că vine loteria. Aia e toată smen, știi? Trebuie să fii pregătit.
Trebuie să fii pregătit. Și spune, 7, cum zic ăștia, 7 februarie, bondă 6 lei. Te-ai dus frumosel la catastif, că unde urmărești acolo, da, ai hârtiuțele cu bonurile. Și poi, e ce homo, 7 februarie. Ghinior. Fac cu tare, băi, dar n-am eu de 6 lei? Nu, ghinior. Cum, n-am cumpărat nici de 6 lei, mă? Nu, nu. Nu știu, acum când o să mergi ca să poți să participi la loterie, o să faci ceva de genul. Deci am să cumpăr în fiecare zi și de 1 leu, și de 2, și de 3, și de 4,20, și de 5,50, și de 6,70, și așa mai departe, ca să am tot felul de bonuri, ca să pot să mă încadrez în loteria fiscală. Ca să pot să o iau. Să iei ce? O frumoasă... O frumoasă recompensă, evident. Banii sunt frumoși, se pot împărți, că ne-a explicat unul, a ieșit unul, un tip deștept acolo, că acolo sunt toți tipii deștepți, s-au strâns acolo. Aici un tip deștept și ne-a spus, băi, ce banii se pot împărți la zeașii, că zeașii milioane, se pot împărți la 100, se pot împărți la 1000, deci nu se... Întrebarea este, și merită să fac eu munca asta pentru ANAF? Ca să-și bată ei joc de mine. A, merită. Efectele sunt, bă, la cât sunt suntem noi de botaniști, merită. Nu, să știi că merită. Nici măcar... Eu cred că i-ar putea chiar mai mult de atât. Știi? Vedeți, imediat s-a scăzut TVA-ul la 9%, da, ca efect al luptei anticorupție, dusă cu mare... Adică sunt bani. Mare... Adică sunt bani. Da, 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 cu mare eficiență de către structurile statului. Deci eu TVA-ul ăsta l-aș fi scăzut, dacă aș fi scăzut premier, de patron, îl scădeam în sfârșit, înainte de Paște. Nu, TVA-ul trebuia scăzut înainte de Paște. Păi mâncam cu 15% mai mult. Fructe, legumi, carnați. Băi, de ce vorbești? Deci era... era bine tare. Dar acum, fii cum a fi, mâncăm de 23 august mai mult. Dacă că tot ar fi intrat asta de la 1 iunie sau nu știu când cu TVA-ul, ce ar fi bine tare, ar fi grozav. Dar spuneam de lefuri, să vedeți pe ce lefuri lucrează, dar vezi acum lefurile. Ai luat un pic de publicitate și vă spun lefurile după. Publicitate și revenim. Și mai povestim. Bă, alo! Deci nu, hai să spunem, mai să spunem pe asta, că e fain acum, știi? Dacă tot era... Ne-am revenit, dragii mei, adică ne-am revenit în sensul că suntem din nou împreună cu dumneavoastră și încercam să spun o imagine despre ce am văzut eu pe Facebook apropo de sărbători acum și apropo de alcool, știi? E recunoscut faptul că fostul președinte Traian Băsescu era consumator de whisky, că la un moment dat am văzut o, mă rog, la emisiune asta de divertisment, mi se pare că la Abramburi, nu, cum le, în fine, la undeva pe un post de televiziune și făcea acolo, pregătea cum să bea, deci câtă gheață trebuie să pui într-un borcan de whisky ca să poți să bei fără niciun fel de problemă. Și motivat de chestia asta umblă și acum tot felul de povești, la fel cum Vodcăroiu n-a reușit să scape, Văcăroiu, de chestia cu vodka pe care o consumă dimineața la prânz, seara și în timpul nopții. Era un om naționalist. Da, el de la doi, îi se trage de la Săniuța, de la Săniuța îi se trage chestia asta, la fel și cu Nea Traian, a rămas povestea asta, știi că erau amândoi, era o poză interesantă și spunea la un moment dat el într-o stare euforică, să nu spunem bahică, îi spunea ceva de genul la Paște, îi spunea Doamnei Maria, că e o doamnă într-adevăr, îi spunea Crăciun fericit și îi spunea Traian, iar ai băut prea mult, iar te-ai îmbătat. Da, apropo de ce pot să-ți facă sărbătorile astea, în afară de indigestie, da, vorbim de indigestie un picuț mai îndată, că le verșă pe astea. Până atunci, hai să vă spun că vă povesteam de cât, bă, ați văzut, deci toată lumea va ura de cât Paște, Paște fericit, Paște-ți, nu, Paște, cum e, fericit, da, deci frumos, extraordinar. Am văzut, a început cu cel mai dintre cei mai, cu întâiul, primul, hai să vedem cu lefuri de până atunci. Deci decât, spre exemplu, tipul cu omul cu hotelul. Omul cu hotelul care conduce structura asta înalt de la nivel de București pentru toată țara. Pe numele lui decât Gelu Ștefan Diaconu. Deci are numai decât 1000 de euro. 4.000 vreo 700 de lei salariu. Bă, de zi vine a plânge. Aproape că face, bă, face voluntariat acolo, ca să zic așa. Cam ceva de genul ăsta, voluntariat. Mai e acolo un tip, un alt tip vicepreședinte la ANAF, ăla ia un picuț mai mult, că așa e normal. Zice însă, decât, inspectorul general antifraudă Petre Dragoș Voinescu, fost procuror. Bă, da, la antifraudă n-ar trebui să fie pus economiști.
Nu, am înțeles că sunt două categorii sociale extrem de importante în România, respectiv procurori și... Și procurori. Și ofițeri SRI. Procurori și procurori, da. Da, clar. Și ăștia sunt peste tot. Deci, spuneam, fost procuror are o leafă de 8.791. Bă, da, 2.000 de euro. Băi, de o ciorbă. Și de un meniu zilei. Ah, ia că ajunge, ia că n-ajunge. Suc la dozator. Uneori doar. După aia... DGAF-ul ăsta, unde e ăsta Voinescu, ăsta ce care și niște adjuncți, care are tot așa în jur de 8.000 de cât de coco, de lei, adică, sau 2.000 de coco, de euro pe lună. Bun. Ia să vedem ce este aici. Zice așa, un inspector superior, clasa 1, are un salariu cuprins între 1.180 și 4.052 de lei pe lună. Deci ăștia care vin și vă sparg ușile, care au cașchetele astea de tip sovietic pusă pe, da? Pe care pe frunte. Pe frunte. Băi, da, deci toate astea au și o explicație. E cântecul ăla frumos. Tatăl meu în primărie avea voie ca să intre cu căciula în cap, adaptând-o un picut, nu? Inspectorul în primărie, în privat, în unde vrea, are voie ca să intre cu cașcheta în cap, da? Adaptat, că vine tot din... Bun. După aia un inspector asistent clasa 1 are un salariu între 2.200-2.300, debutantul undeva pe la 1.700, ăia care spuneam eu că cu 1.180 până la 4.000 și ceva, salariile lor se învârt undeva între 3 și 4.000 de lei în realitate. Deci asta e. Deci cel mai mic ăla care e principalul are 3.000 și merge undeva pe la 4.000. Acolo undeva se bat salariile. Nu-i rău. Nu-i rău. Deci e chiar bun. Mai ales că noi lucrăm pentru ei. Ne punem acasă, chităm sușile, împungi. Băi, da, și fac, băi, oamenii la țară, pentru că, vă aduceți aminte că... Este o problemă încă, acolo. Nu, acolo e o problemă foarte mare. Deci merge evazionista, după ce a vândut urzășile, și își cumpără pâniță, primește bon fiscal, își cumpără, nu știu ce, mai ulei, oțet, sare, habar n-am, fasole, ce-și mai ia pe acolo, ca să aibă ceva să-și facă, să încotropească, după ce a vândut urzășile, da, și-și ia bonulețele acasă. Deci ea nu știe că ea e învățată să pună bonulețele unde? Și unii țin ea valorile. Valoarele se țin în batistuță, legată ca o plașintă polimbrău, batista, în patru, știi, pacă odată în colțurile legate și se depozitează în safe. Unde? Băi, o problemă. Bonuri multe se mărește volumul safe-ului. Înțelegi? Adică trebuie să-l pun numerotez pe luni, pe... Foarte important. Greu. Nu știu cum să ne descurcăm chestia asta, dar probabil că ne-am descurcat. Investițiile străine. Sunt? Nu mai sunt. Ați auzit ceva de investiții străine? Nu, ați auzit ceva să meargă, să se miște acum în primăvara asta, în afară de hora asta bătută asfaltului noua, e o piesă nouă acum, hora de la asfalt. Ați mai auzit altceva să se întâmple? Nu. La noi sunt codrivezi de brad, investiții pauză, avem tronsoanele astea două care trebuie să termine și să, într-un sfârșit să fie șoseaua asta, mă rog, de centură, poate, mă rog, își face și ea treaba, nu se aude nimic, nici de acolo, nici de aeroport, la aeroport doar știm că n-o să gate probabil foarte repede pentru că sunt restanțe la plată, nu mai sunt bani de dat și mai știm din zona Consiliului Județean, tot la capitolul investiție, numai că este investiție în forța umană, cum că după în august, ceva de genul ăsta, septembrie, nu mai sunt bani pentru salarii. Toată lumea așteaptă ce? Rectificativul. Acum, întrebarea este, de unde? Ei, cum de unde vin banii? Cum de unde vin bani? De la mica ANAF. Mica evaziune. De la ANAF, da? De la mica evaziune. Cum să mergi, pe bune acum, cum să mergi să faci în Portul Constanța să te bați acolo cu evaziunea? Sau să... Nu este acolo, nu știu, tot insistați. Insist. În zona asta. Mă încăpățânez. Nu există evaziune. Nu există evaziune. Adică oamenii au fost și-o verificat și nu au existat. Al statului ar fi acționat în acea zonă. Dar nu avem. Ce nu avem? Port? Sau avem port? Nu. Port avem. Da. Avem port, dar avem evaziune. Avem port... port cu mândrie. Iacturi. Da. Portul nostru românesc. Dar, da? Nu este evaziune. Probabil dacă ar fi fost, într-adevăr, cineva ar fi acționat în acea zonă. Doar răutăți. Acum, de care noi ne dezicem, evident. Hai să vă spun despre Lumina Hari, că lumina, toată lumea așteaptă. Toți sunt lumină. Veniți de luați lumină. De unde venea lumina?
Lumina vinde, acum tot am povestit, am așa, n-am mers în amănunt așa, deci ea vine de la Mormântul Sfânt, e o întreagă discuție despre ce se întâmplă acolo, am văzut pe Facebook tot felul de lucruri la care la un moment dat și eu am șeruit așa ceva despre cum vine, cum se întâmplă și așa mai departe, e într-adevăr învăluit în mister acolo, dar de acolo ce se întâmplă în continuare deja intră în zona marketingului și a managementului, da, de a promovării și a publicității. Evident, a venit lumina unde? A venit lumina de acolo, s-a urcat lumina în avion, evident nu singură, ajutată, purtată, ca să zic așa, de o delegație. A fost acolo și l-a așteptat, la lumina a fost așteptată, bănuiesc, la București, că acolo a debarcat prima dată, de către Daniel. Cum care Daniel? Daniel. Și poziția drept? Daniel. El aștepta acolo cu o sâmbă. Ce greutățile astea de pe Facebook. Aștepta în loc de lumânare o hârtie făcută sul, un bancnotă sul de $100 ca să poată să prindă. Astea sunt răutăți din nedescris. Nu, cred. După care lumina harică a fost împărțită, dus într-o parte, în alta și în cealaltă. Bineînțeles, trebuia să ajungă și la Suceava și se spune că cică a ajuns de la Bacău. 10.000 de creștini au primit lumina sfântă de la bisericile și mănăstirile din județ. Printre acești 10.000 de creștini nu pot să nu-i remarc pe creștinii întâi ai județului, pe primii creștini ai județului. E vorba de președintele Consiliului Județean și prefectul Sucevei. E vorba de, bineînțeles, în ordinea în care v-am spus-o, Cătălin Nichifor și, bineînțeles, în aceeași măsură vorbim de prefectul Constantin Harasim. Primii creștini au primit și ei lumina harică. Evident că despre ea discutam. Nu l-am văzut aici pe înalt prezvenția sa Ștefan de la Suceava. N-a participat la liturghie. Nu, n-a fost la liturghie? Dar oare de ce? N-a fost invitat în sobor? N-o fi gătit facultatea? N-avea voce? Vorba foarte interesant. Discreția, dacă vreți, e specifică. Nu, că m-am uitat la sobor aici, adică avem imagini și cu soborul de preoți care, mă rog, s-au ocupat de toată. Băi, și nu-l văd aici, pe Ștefan nu l-am văzut, adică mă așteptam să-l văd în straie, să cânte, nimic. Cred că l-a lăsat vocea. Lumina Sfântă a fost adusă în județul Suceava de la aeroportul din Bacău de o delegație formată din preoți suceveni, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nichifor și de prefectul Constantin Harasim. Băi, deci delegația a fost tare, asta trebuie să înțelegeți. Nu orice și ne-au mers după... Au mers un prefect și un președinte din Consiliul Județean. Oare până au mers? Până au venit? Cum pe pe calea Sucevei? Mă gândeam totuși, nu era mai interesant, spre exemplu, dacă luau... Aveam de astea, cum îi zice de astea? Libelule, mă, un fel, dar pe alea, chestiile alea cu două, trei locuri, știi? Păi dacă încăpeau, erau complicat un pic de văzut cum stăteau acolo, știi? Era nu știu dacă decola. Dar presupunând că ar fi decolat. Aterizat sigur. Deci aterizat clar, da. Dar nu făcea mare lucru, că trebuie la imaș, la șcheie, nu mai avem. Păi dar putea merge pe linia de centură, bă, frate, aterizau alea, nu? No? Aterizau frumos, pac, deci ce vorbești? Nu știu deci, ce s-au gândit la chestia asta. Că ar fi nevoie și, și la noi pe centură de oareși ce... Libelule. De pistă de aterizare. Deci vorbeam de lucruri serioase, mă, de lumină harică, vede, cum ești... Eu foarte serios întrebam, oare cu ce au venit? Au venit cu mașina, probabil. Cu mașina? Dar mă înțeles că dacă vii cu alea pe care scrie... Suceava, e ok, nu la plecare e mai greu, nu? Deci sunt mașinile alea pe care scrie mai. Adică mai iunie, iulie, se mai poate, știi? Ăsta alea mai, care sunt un fel de gipalane, așa, știi? Și merg cu... cu beculeța prinse... Metoda Ștefan cel Mare nu ar fi fost mai bună? Cu arcul. N-a făcea, trebuia să dai seama, dădea arcul din mers în med, dădea de la Bacău la Roma, de la mergea mai greu un pic, nu mergea la Roma, îmi putea să-mi merească în baltă, în apă, strângea lumina, iar dai din Bacău, iar nu era complicat. Zeci de mii de suceveni și turiști, evident, au participat în noaptea de sâmbătă spre duminică la slujba învierii în sutele de lăgașuri de cult ortodoxe din județul Suceava, mănăstirea Sfântul Ioan, unde a slujit în alta sfinția sa Pimen, a fost lider de audiență, urmată de mănăstirea din Putna, Sucevița Bogdana, Rădăuțe, Dragomirna sau Vornez. Dacă vedeți, liderii de audiență au fost, evident, în zonele frumoase, care sunt împăzite cu lucruri frumoase. Evident, cu ce? Cu pensiuni, frate, că de-aia erau lideri de audiență, da? Am fost asaltați, bineînțeles, și acum au venit din toată România au venit la Suceava. Pentru că de ce au venit la Suceava? Să urmărească slujba de înviere, bă, cum adică de ce au venit, bă, să meargă cu coșul la sfințit, să sfințească Pasca, să sfințească oaule, să poată și ocni oaule, să le vopsească oaule înainte și tot așa, adică au venit să participe la acest ritual pe care, bine, e o dată pe an, măcar atât să vadă și ăștia din bucale cum se întâmplă la fața locului și să mănânce din batal.
adică din Neluț, nu din Neluță, din Neluț. Toate astea s-au întâmplat la Suceava, a fost frumos. A fost frumos, a fost extraordinar. Avem și de la slujba de înviere, poate la vreo... Eu am participat. Ați participat. Am participat acolo, am fost să mai negociez un picuț cu bunul creator. Și că pot și eu, poate și el, știi, da, închide și ăsta ochii, dar la un moment dat ceva de genul, am închis amândoi, băi, tot închide, nu mai, semafor, clipocește, nu mai merge. Observ că, cel puțin în municipiul Suceava, legătura sucevenilor cu Dumnezeu este foarte apropiată. Eu de vreuna jumătate de când m-am mutat în Suceava stau foarte aproape de reprezentanții Domnului, în sensul că Domnul și așa mai departe. Adică stau foarte aproape de catedrală, unde prima fază când ai spus că stau foarte aproape de reprezentanții Domnului, de încercat să mă uit în sus, adică chiar așa de sus, mai sus. E ocupat acolo. Așa, m-am obișnuit relativ repede cu deșteptarea la ore, la orele când pleacă unii la servici. Ce se fac? Danga. Clopotele, e lupta cu răul, cu păcatul, lupta continuă și... Cum, meseria oamenilor este aceea, da? Se lupta cu răul și dacă nu știi cum arată răul, cu cine să te lupți? Cum? Era explicația unui preot de la Rădăuți care încerca să spună de ce a ajuns la striptease într-o seară. Și spunea, eu mă lupt cu răul, cu dracu trebuie să... Și cum să mă lupt cu el dacă nu știu cum arată? A văzut și a pierdut lupta. Nu, și a spus, bun, arată tot. Deci el a pierdut pentru un moment. Deci el s-a luptat, știi? Altceva și dintr-o dată... Când noaptea de înviere am fost și eu la catedrală, unde a fost foarte multă lume din Suceava. În schimb, un singur lucru. Bun, Cricotaș, din nou, n-am ce să fac. Sper ca din bugetul viitor, bugetul local, primăria Rădăuța aloce mai mulți bani catedralei din Suceava, poate pentru o dată în an, când se adună atâta lume acolo, reușesc să-și pună la punct sistemul de sonorizare. Băi, deci trebuie problema acolo să pune altfel, e vorba de liniște. Bă, că merge, că oamenii mai vorbesc, mai răgnesc, mai cotare. Nu putem, liniște, nu putem vorbi de liniște în această zonă. Am un prieten turc care mi-a explicat că în Suceava sunt bisericile la concurență cu ei, în sensul că toate au boxele afară. Și toate slujbele... Dar cum dacă splini? Și eu vă confirm. Dar totuși au fost sărbătorile, spuneam. Ideea e că totul e din cauza noastră, din cauza contribuabililor din Suceava, care probabil nu au pus suficientă presiune pe primarul de Suceava să dea mai mulți bani la catedrală. Cum l-a pus? Omul într-o presiune continuă, adică deci n-am văzut. Și mai mult într-o presiune, e într-o presiune, gândește că crapă, ferească Sfânt, deci băi, e într-o presiune continuă, adică chiar, adică presiune. 563 de persoane, ca să mergem un pic să vedem ce am pățit de sărbători. Ce am pățit? Bă, am fost pe biserică, în fiere, am văzut, am sfințit coșarcuța, am venit acasă, ce am făcut coșarcuța? Doar n-ai aruncat coșarcuța. De acasă coșarcuța, ai deșartat în bază, nu? A început să mănâncă. Nu, 563 de persoane s-au prezentat la urgențe în primele două zile ale Paștelui. De ce? De ce s-au prezentat? De prea plin. În primele două zile ale Paștelui și în ziua în care preceda sărbătorile pascale, la unitatea de primire a urgențelor din Spitalul Județean Suceava s-au prezentat 563 de persoane. Situația fiind valabilă până pe la ora 17. Domnul doctor, care era de serviciu acolo, Bogdan, a explicat că din numărul total al pacienților care au trecut prin filtrul UPU, 30% au fost investigați pentru probleme de natură digestivă. De la pântișe. O creștere cu același procent față de cei care au apelat la serviciile medicale de urgență a spitalului în cursul anului trecut. Deci am mâncat anul ăsta mai bine ca anul trecut un picuț. Deci ne-am pus un picuț pântișele la încercare mai mare un pic anul ăsta. Păi de aia. Pascuța a fost mai ieftină. Am mâncat pascuță. Brânzucă a fost, că am avut o brânzucă de la evazioniști, care nu plătesc cu bonul. De urză și am uitat că a trecut postul de în... să nu mai aud de urză și un an de zile, să nu-l mai văd, da? Cârnațul, nu mai zic, cârnațul, deci îmbietor așa, ușor cârnațul trecea, știi? O creștere semnificativă, în același interval, 11-13 aprilie, au fost la intervenții pentru pacienții care s-au prezentat la urgențe fiind victime ale unor agresiuni. Băi, deci nu se poate o sărbătoare fără o leacă de bataie. Bun acum, bă, unde-i sarea și piperul? Nu? Deci liniștit, ai plecat, coșercuța, pac, cât, vistosa, bai, ai plecat frumos, de dintr-o
arme, băi, da, o bătaie frumoasă, de se rămoșească cu pom, cu picioare, au fost la de românește, băi? Deci a fost, nu că n-a fost, băi, frumos, băi, frumos, deci, ales sărbători, băi, nu? Făcut, a fost, ne batem un pic și ne umplem de sânge, mergem pe la Mititica, nimeni mai ales, băi, deci frumos, elegant. Deci a fost și pentru asta și pentru bătaie, băi, dar pentru Rauchiu nu a fost niciunul. 15% și că au fost mai și la capitolul ăsta am stat bine și la bataia am stat mult mai bine ca anul trecut. Bă, și asta e o chestie bună. Tot doctorul Bondaru arăta că în primele două zile ale sărbătorilor pascale, cadrele medicale s-au confruntat cu probleme asemănătoare celor de peste an, cu mențiunea că pacienții cu boli cronice, diabetici sau cardiace, alea, deci au fost tot aia, că nu, că sunt și abonați care vin acolo, știi, deci am povestit, nu? Cu băbuța care... ceva de genul cu poșetuța și ceva de genul vai, cât minte rău, vai, ce rău mă sunt, vai, dar să mă poate să mă sunt rău, vai, dar e zilnic acolo, știi? Vine acolo că îi place la urgenții, ceva frumos, mai povestești, mai spune, mai vine doctorul, mai consultă, mai, de-astea. Deci are abonament, știu eu cel puțin una care are abonament acolo, deci orice, când merg dimineața, când merg seara, e acolo, deci numai peste noapte nu stă acolo, dar este tătăzul acolo. Spuneam, de ce a fost aglomerație? Băi, dacă cu nimic, sau asta e întrebat în chestii digestive, adică mâncarea și alcoolul au făcut corp comun, ca să zic așa, împreună pentru, nu? Pentru sănătatea românului. Am băut frumos, ne-am bătut bine, sărbătorile au fost extraordinare și, bineînțeles, masa a fost mai plină. Dacă mi-a chestia asta, Pasca au fost mai mare. Nu știu dacă a remarcat cineva? Pasca a fost mai mare. Nu poate fi mai mare, nu poate. Cea mai mare, am citit nu, da, și eu. A fost mai mare, aia a fost la Rădăuț, acum nu a fost. Nu, a fost, mai este. Alo, dar dacă Pasca aia de la Rădăuț, care a fost cea mai mare și până în 2019, nu știu cât a fost Pasca aia. Rău, frumos. Dacă atunci TVA-ul era dat înapoi la pânică cu 15%, deci vă dați seama că Pasca aia care în Guinness Book of Records era mai mare cu 15% decât era normal. Dar era împărțită, deci tot da, cu bucățica. Toată lumea de mare, mare când așa, mergeau, când... dar la așa cu bucățica, nu... Eu nu știu dacă ați fost, atenți. Toată lumea când mergea acum, când mergea cu coșărcuța la Pasca, cu Pasca, mergea mai înclinat alea într-o parte. Alea 15% trăgeau în jos, știi? Alea 15% de la Pasca mai mare te trăgeau licuț într-o parte, știi? Te trăgeau de 15% așa un picuț. Dar au fost bine. A fost bine, a fost extraordinar. Până la urmă, noi suntem români. Noi suntem români și apoi... Și că standard... Bă, de ce ăștia cu standard în purs? Ce vine ăștia, bă, și ne confirmă ratinguri, bă? Ce știu ei, bă, frate? Bă, dacă îl întreabă pe Vâlcov, pe Darius, dacă îl întreabă, bă, dă ăsta toate cifrele, bă, ce vine ăștia, bă? Vin și ne povestesc că ratingul, că alea, că nu știu ce. Bă, uite aici, scăderea TVA compensată parțial de creșterea consumului. Știți voi un, ca să nu zic, da, o pască, ca să zic așa, că suntem de Paști. Habar n-aveți. Dacă îl întrebați pe Volkov, vă spunea ăla în Rembrandturi și în de-astea de n-ai văzut. Da, acum îl întreabă procurorul, încerc să vă spun tot. Nu, este concurență mare la îl întreba la pe Rembrandt? Volkov. Nu, la Volkov, acolo. Nu mai pot să vină cei de la femeine la Standard & Poor's să-l întrebe ceva, pentru că trebuie să stea la rând acolo, că e procurorul 1, procurorul 2, dosarul 1, dosarul 2. Omul. Deci îți dai seama, ăsta dacă... Prioritățile, vă rog frumos. Ăsta dacă intră la Mititica, vorbeam de Cărtărescu, la un moment dat. Scriitor, om mare, caracter. Deci, luat om premii, de alea, de Nobeluri, așa. Inspirație mică, nu? Păi, pe lângă Gigi Becali și Copos, fix Albina, mă. Bă, deci fix Albina. Dacă mai vine și Vâlcov... despre alianțele matrimoniale. Dacă mai vine și Vâlcov și mai face și ăsta, deci îți dai seama că ăsta o să scrie care, de scris, bă, ăsta cât o spune ăsta procurori, ăsta face, de ce vorbești, bă, biblioteca de Alexandre fix, fix. Deci, dacă vine ăsta și începe să dea pe goarnă, în cărți, Vâlcov nu mai face o zi de pușcărie. La câtă inspirație are, înțelege omul ăsta. Ce vorbe? O să schimbi ceva în românica asta vreodată? Hai că vă dau răspunsul scurt, că e unul... Nu. De ce? De noi ei. Suntem români, noi suntem... Bă, doamna Clinton, acum luăm, că trebuie să mai spun de doamna Clinton, bă, că nu poți, bă. Doamna Clinton și nu e aia mică care era cu... Nu aia mică care s-o ruga. Era una care, știi? Cum o chema pe aia? Aia, Lewinsky. Deci nu, să nu le confundăm totuși. Era fumătoare, vă rog frumos. Vorbim de Hillary. Deci Hillary Clinton, doamna Hillary Clinton vrea ce? Ce vrea doamna Clinton? Vrea să fie președinteasă. Vrea să fie. Vrea să fie decât președinte al United States of America. De ce? De șmecheră. Că a zis, bă, dacă a fost al meu, vrea și ea.
Ce? Doamnă, cam târziu, acum dacă erai un picuț mai la tinerețe, ce ne știe, poate în chestia aia ovală, adică în chestia ovală în sensul că în biroul oval se putea întâmpla, așa la o vârstă venerabilă nu se mai întâmplă nimic. Hillary Clinton și-a anunțat duminică pe site-ul de campanie candidatura la președinția Statelor Unite, punând astfel capăt unei perioade de 2 ani de speculații și dezmințiri prin mesajele candidezi la președinție, spune doamna. E sprijinită evident de către cine? De Monica Lewinsky și de Bill. The Bill, nu The Gates. The Bill, de Clinton, de al ei, de Bill al ei. De Bill? Cum îl cheamă pe ăla? Cine e de Bill? N-am. Nu, nu-i de, nu. De, de, liniuță, Bill. Nu-i de Bill, în sensul românește. Adică Bill, de Bill, de nou. Nu, Bill, ca să fie. Bill, ză, marele Bill. Ză. Bineînțeles că doamna vrea să fie președinte, dar cum știu eu, America nu-i mare lucru să se întâmple. Bă, deci americanii au făcut după mulți ani de sclavie și l-au pe Barack. Și nu e o rasă de câine asta, că asta nu este. Nu-i Barack Obama, în sensul că așa o cheamă președintele Statelor Unite. Deci orice e posibil, până la urmă America și România sunt țara tuturor posibilităților. Luăm publicitate, că deja am grăit, mă doare gâtul. Mai luăm un pic de respiro. Revenim. Halo, mă, că am venit. Ne-am întors, mai avem un picuț să mai povestim, doar să vă spun că vom avea. Ce vom avea? Cum adică în Suceava vom avea de toate? De toate pentru toți. Vom avea, decât așa, decât de centură, șosea, decât aeroport. De centură? Decât fără centură. Băi, centura fără centură o să fie. Dar o să fie centură, o să fie șoseaua de centură. Băi, că nu o să... Bă, o să fie un soi de ring, da, din Bruxelles, ca să zic așa. Deci o să înconjoare, bă, o să meargă de la Pătrauț, Piscea, o să meargă prin Sântilie și o să ajungă, băi, deci o să ajungă până la europeanul care merge așa, hăt, în clo, da, la ieșire. Și după aia, pe aia altă parte, o să o ia prin Bosani, Salcea, băi, și o să înconjoare. O să te plimbi, deci, duminica, ce faci duminica? Da, și ce faci duminica? Expresul sau... A, bă, să mergi pe șoseaua, faci o tură, te poți șoseaua din centură, bine așteptăm? Deci o să fie fain, băi. Nu mai bine așteptăm? Așteptăm cum așteptăm, oricum așteptăm. Păi dacă s-ar putea să vină expresul, s-ar putea să vină... Și după aia mergi, cu ce te mai dai? O? Te dai cu avionul, în Suceava ar fi frumos. Bă, o cânta fanfara? Da. Da, bun. Cântarii Hristos a înviat cu fanfara, nu. Nu. Nu mă așteptam, adică era... Deci o să avem teatru. Ce n-aveam noi? Băi, aveam de toate. Bine, aveam teatru administrativ. Circ. Aveam teatru demnitarilor. Îl aveam. Băi, deci cel mai tare teatru, îl aveam. Acum o să avem și teatru în realitate. Cine ne spune asta? Cine ne spune asta? Primarul Sucevei, Ion Lungu. Adică cine ne spune asta? Omul care știe. Păi deci, citesc din Clasici în viață. E drept că era înainte de Paști chestia asta, înainte de Lumina Harică. Ion Lungu ne spune, după aproape 30 de ani, suntem foarte aproape să avem din nou teatru adevărat la Suceava. Zici? Întreb eu. În afară de teatru de ăsta, decât de teatru tip conferință de presă și de teatru, iar conferință de presă, că e la un palat, că e la celălalt, sau că e pe la demnitar, deci în afară de teatru ăsta mai avem cealaltă teatru, da? La Suceava? Teatru? Pe bune? Bă, băiatule! Primarele, ca să-l cităm, Municipiul Suceava a anunțat de pe scena Festivalului de Teatru pentru Copii și Tineret, care a avut zile trecute la Casa de Cultură, că odată inaugurată clădirea aia din centru, aia a fost modern și a fost aia și când îi face sensuri giratorii acolo și toate alea, un etaj va fi destinat exclusiv teatrului, iar la nivelul primării și al Consiliului Local se va lua în discuție angajarea unei trupe de actori profesioniști. Să mai aud! Băi, să vă mai aud! Da? Deci să vă mai aud! O să vină, deci, actori profesioniști. O să fac aici ceva de genul, deci, ăia de la Hollywood. Și unde parchează? O să se bată, bă. Unde parchează acolo, totuși? Cum unde actorii parchează? Unde parchează? Deci, acolo? Sau vin cu autocarul ca să... Băi, deci, extraordinar. Băi, deci, extraordinar. Băi, se întâmplă un lucru bun în Suceava și vin să cărcă de unde parchează. Băi, dar cine mai parchează, băi, frate? Deci, nu mai parchează. În sensul giratoriu. În sensul giratoriu. Sau are parcare acolo făcută în fața clădirii. În fața clădirii, în sensul giratoriu, o să facă așa un picuț o parcare în care să intre mașinile salariaților. Cei care o să vrea să vină la teatru, să-și lase mașinile, evident, în parcarea subterană. Sau în parcările subterane, că este două. Și de acolo, cu doamna, domnul, în frac,
în papillon, în roche de seară, așa mai departe, o să meargă să vadă spectacle de la teatrul decât un soi de notara. O să fie un soi de național, așa o să fie, cu actori mari. Deci o să fie bătaie. Hollywood o să spună, băi, la un moment dat nu o să ai cu cine face filme. Asta o să fie mare problemă. Că o să întreb actorii, băi, am o chestie, o producție foarte mare. Îmi investesc sute de milioane de euro și vreau să o fac. O să-i spună la, băi, nu pot. Toți la etaj la Suceava. De ce? De ce nu etaj, poți? La ce am etaj? Prins stagiunea la Suceava și nu vreau să mă mai duc la... Deci planific altfel, că n-am cum, am o stagiune la Suceava, deci sunt acolo, joc în Hamlet. La pater sau numai la etaj? Sau cum? Nu, deci o să joci în Hamlet, știi, la Suceava și nu poate. Da, bă, o să fie complicat, o să fie... Deci, nu știu cum o să fie, dar totuși, hai bă, să luăm partea bună. Important e să fie profesionist. Deci n-am avut teatru de când n-am mai avut teatru, de 30 de ani, de pe vremea lui Adrian Păduraru, știți, care la culicieni, rock and roll, cu alea, cu, da? Deci, n-au mai. Și am avut, de pe vremea Prințului. A, dar poate se vorba de radio, asta, de teatru radiofonic. Nu. Uite, băi, altă răută. Nu, e serios, dacă îi mai scăpă problema. Băi, încercăm să spunem, mai. Băi, dar se spune actori, cum adică angajăm trup, nu trupă. Trupe! Deci nu că, îți dai seama... Dar vreau să vă încurcați cu spectatorul cu care trebuie să vină, iarăși parcare, iarăși aglomerație, iarăși doamna, iarăși convorul, iarăși fracul. Mai bine, la etaj avem actorul. Bă, are visul lui de glorie, deci bă, nu se gândește la altceva, deci are vis de glorie, să scape din câinii vagabonți, da? De vagabonți, să facă căldura moca în Suceava și teatru. Bă, cum spui ceva de teatru, deja gata. Băi, nu se mai poate. Eram constructiv, vă rog frumos, eu nu înțeleg ce problemă. Constructiv a fost chestia asta. Sigur că da, nu, radio, asta, un teatru radiofonic ar fi excelent, da? De la etajul clădirii. Eu vă rog să nu-mi dați idei. Deci vă rog să nu-mi dați idei, că o să le promoveze ca fiind ale lor și cu asta o să ne alegem. Deci nu mai avem de pe vremea să ne alegem. Alu Radu Dudă, pardon, Duda, băi, vorbim totuși de un monarh, bă, viitor monarh, adică din familia regală. Deci când spunem chestia asta, așa nu spui Radu. Radu. Băi, Radu. Prințul consort. Radu. Fost Dudă. Duda. Deci, a mai fost Carmen Trandafir. O știți pe Carmen Trandafir, nu? Mai cunoscută decât din cei din telenovele. Era aia cu țigani. Cum se chema telenovela aia cu țigani? Acolo a făcut... Carmen a făcut... Mă rog, a dat boom. Deci, de pe vremea aia n-am mai avut o... Care țigani, bă, cu romii, bă, frate, spun și băi, retractez, n-am spus. Deci de atunci, mă, nu o să mai avem, deci de atunci n-am mai avut de 30 de ani, până atunci. Poftim? Inimă de salbatică, inimă de rom, că era acolo inimă de țigan, dar n-ai cum să spui de țigan, că nu se mai potrivește. Bun, deci de pe atunci am avut juriu, acolo s-a exprimat primarul, deci e clar, dacă vine de la primar, teatru o să se ce? O să se facă sau nu o să se facă? Acum nu se facă, o spune primarul, domnule. Deci clar, se face teatru, o să avem teatru, ne angajăm și noi acolo, poate ce niște, la recuziter, la biletorat, la vândut bilete, prinde și noi un loc acolo, la ceva. Făcut cornete. Că... Se poate? Popcorn? Popcorn, nu? Să facem cu popcornuri, cu de-alea, cu Pepsi. Mâna cu... pe carte, să facem și noi niște cornete. Și dacă tu suntem în Bucovina, o plășintă poale în brâu, una cu barabole cu chipieri, una cu varză murată, una cu astea, ca să fie, să poată uita lumea liniștită la teatru și în mirosurile potrivite, mă. Deci, înțelegi? Deci, să fie frumos. Ok, hai că ne-am prostit destul pentru azi, ne mai vedem și mâine. Florin, o zi fabuloasă, o zi încă-i sărbătoare, încă-i sărbătoare, sub imperiul ăsta al sărbătorii. Sărbătoriți în continuare, dar încercați, nu pe la urgențe și nu pe la, din diferite motive. Pe final, sărbătorile astăzi s-au gătat, Paștele s-au dus, așteptăm ce acum? Ziua copilului pe 1 iunie, din fericire peste ziua femeia în trecut, 23 august mai rămâne, da? Și mai vine Crăciunul. Crăciunul, bă, TVA-ul e deja o sărbătoare nehaliților, bă, îți dai seama, mâncăm, am crăpat, no, ce vorbe, mâncăm, băi, așa, ăla am să-ți dau cu bordă. 15%, unde le găsești? Deci la băiat. Și pentru astăzi a pregătit Nea Isărescu cursurile sau cred că o fi pregătit, bă, dacă găsesc vă și spun, dacă nu vă dau ăla de sâmbătă, hai să-l dau, măcar așa ca idee. Sâmbătă, ce că aveam cotația cam așa, era euro cotat la 4,4105, dolarul la 4,1559, bă, dolarul noi, deci ne se scumpește motorina și benzina cu dolarul și toate celelalte, dar în rest nu faceți griji, că treaba e bună. Treaba e bună, avem guvernanți, habemus de toate, în schimb. Aveți grijă dumneavoastră mare de voi, că ei n-au.
dacă nu vă pasă dumneavoastră, lor nu le pasă cu siguranță. Să aveți o zi frumoasă în continuare. O să fie astăzi mai răcoare decât ieri, dar se pare că nu vom avea precipitații. Adică va fi soare, dar un soare așa cu... din rânjăt așa. Adică vreo 11 grade maxima, minima pe la vreo 6 grade. Un soare, poate ceva norișor. Hai să mă uit totuși, bă, să nu vorbesc cu bădeți. Să nu totuși, când ne prostim degeaba. Dacă am zis că e soare, e soare. Am zis, da? Am zis. Și e soare afară. Deci, pe principiul ăsta, ne vedem mâine, dragii mei. Rămâneți cu programele noastre. Până mâine să fiți așa, cum trebuie. Ce vă spun? Fiți frumos, să fiți la fel. Nu uitați, luni, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!